prevede procedura europeană, astăzi prezentăm 4 programe finanțate din fonduri europene, prin programul POSDRU, program care se adresează a 1156 de șomeri și 3312 angajați din Caraș-Severin. Ei sunt beneficiarii. Valoarea celor 4 proiecte este de 4.890.000 de euro. Evident, Consiliul Județean este titular, dar avem o serie de parteneri într-un parteneriat public-privat, cum am construit de-a lungul timpului în Caraș-Severin, și mă refer la Camera de Comerț și Industrie, la Consiliul Județean Mehedin, la Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrație Publică Locală Timișoara, Comuna Berzovia, Comuna Pojejena și o serie de alte, ONG-uri sau instituții publice. Dar, repet, titular este Consiliul Județean. Am mai făcut o precizare în cadrul acestei conferințe de presă pe care 8 mai, la ora 12, vom lansa proiectul care va avea finanțare pe POR, semenicul 12 luni de turism pe an. E studiul de prefezabilitate pentru acest proiect mare. Vom vedea cât va costa el. Finanțare pe programul operațional regional, care începe din această toamnă. Probabil că va fi un program de circa 40 de milioane de euro, care va pune în valoare potențialul turistic al Semenicului, repet, pe parcursul unui an întreg.